Consiliul Audiovizualului își declină orice responsabilitate. Instituția anunță că doar a informat Serviciul de Informații și Securitate despre încălcările comise de cele 6 posturi de televiziune care au fost temporar interzise, dar nu a formulat o propunere de suspendare a activității acestor canale. Declarația a fost făcută de către directorul CEA, Liliana Vițu, pentru Newsmaker. Vorbim despre toate rezultatele controalelor noastre, despre încălcarea conceptelor de către canalele TV, care au arătat cum conținutul migrează de la un canal TV la altul, sau despre cum au fost schimbați fondatorii fără aprobarea Consiliului. Vorbim despre ignorarea în mod deliberat a deciziilor Comisiei Situații Excepționale. Sau avem control asupra disponibilității conținutului local când am amendat așa zisul holding Plahotniuc, când există suspiciuni de activitate concentrată. Totul este în deciziile noastre, a spus Vițu. În pofida acestor constatări, Consiliul Audiovizualului nu a avansat o propunere de suspendare a activității posturilor TV, susține Vițu. Propunerea de suspendare a fost făcută de către SIS. Liliana Vițu a subliniat că ea personal nu a participat la ședința Comisiei Situației Excepționale. De asemenea, Vițu a menționat că instituția pe care o conduce transmite astfel de informații și altor autorități, cum ar fi Consiliul Concurenței în legătură cu competiția între canalele TV sau Serviciul Fiscal de Stat în ceea ce privește amenziile pentru operatorii de cablu din regiunea Găgăuzia. Postul nostru de televiziune califică decizia CSE drept un atac fără precedent asupra libertății mass media. Orizont TV susține că toate acuzațiile sunt falsuri grosolane, fără nicio probă sau justificare legală, iar sancțiunile de care s-a vorbit nu au nicio tangență cu acuzațiile legate de dezinformare, război hibrid sau altceva. Facem apel la comunitatea națională și internațională pentru o intervenție urgentă în vederea stopării abuzurilor guvernării PAS, cu anularea deciziei ilegale de sistare a emisiei posturilor TV, neadmiterii persecuțiilor față de jurnaliști și posturile TV independente, revenirea la respectarea principiilor unui stat de drept, conform angajamentelor internaționale asumate de Moldova, se spune în declarația Orizont TV. Luni, 30 octombrie, SIS a blocat 31 de portalul web, iar Comisia Situației Excepționale a suspendat, la cererea Serviciului de Informații și Securitate, licențele a 6 posturi de televiziune pe perioada stării de urgență, pentru că activitatea lor ar prezenta un pericol la adresa securității informaționale și că, prin intermediul acestora, Rusia ar încerca să influențeze alegerile locale. Acuzațiile sunt respinse de către conducerea celor 6 televiziuni. Orizont TV și ITV au atacat în instanță decizia CSE.